În primul rând, la Masdar Security, partea de marketing se ocupă de abordarea strategică a afacerii în vederea promovării produselor și serviciilor pe care le oferim. Avem trei piloni de promovare, respectiv profesionalism, promptitudine și accesibilitate. După cum vă dați dumneavoastră seama, ne adresăm unui spectru foarte larg de clienți. Vorbim de clienți industriali, vorbim de clienți comerciali, antreprenori, da? Vorbim de clienți Horeca, vorbim de clienți rezidențiali. Fiecare dintre aceste categorii de clienți are un set de necesități. Noi, cum am spus, avem acești trei piloni. Suntem una dintre, aș spune, puținele, foarte puținele firme de bază și securitate, de bază și protecție din țară, care ne-a studiat foarte, foarte bine fiecare dintre aceste categorii de clienți și venim cu servicii dedicate. În linii mari pot să vă spun că în Constanța avem echipaje dinamice. Asta înseamnă că patrulează în permanență, astfel încât putem să intervenim în 5-7 minute în orice punct al Constanței. Sunt zone, de exemplu, Bunăoară, Boreal, Tomis Plus, Tomis 3, centru, în zona salii sporturilor, unde timpul de intervenție este mult mai mic, sub 2 minute. Suntem alături de clienții noștri, cum spuneam, avem o abordare strategică integrată, astfel încât să le protejăm tot ce le este mai drag, proprietăți, afaceri, 24 de ore din 24. Practic, clientul nostru este protejat atât acasă, cât și la serviciu. Din acest an, pe partea de comunicare, ne-am axat pe o abordare puternic socială, astfel încât oamenii să conștientizeze riscurile la care se pot expune având o locuință mai somptuoasă, având o serie de proprietăți valoroase și să și le protejeze pe cale de consecință, bineînțeles, conform necesităților specifice.